Salutare, bun găsit! Bine ați venit la o nouă rețetă. Eu sunt Ionica. Pentru astăzi pregătim pandișpan cu fructe. Și eu aici am piersici care au fost congelate, am vișine, am prune. Toate au fost congelate și le-am lăsat la descongelat. Am 8 ouă. Am făină, 150 de grame de făină. Am coajă rasă de lămâie, am zahăr 180 de grame, am un praf de copt și un praf de sare. Așadar, dragilor, prima dată separăm albușurile de gălbenușuri. Am separat albușurile de gălbenușuri, pun jumătate din sare peste albușuri, jumătate peste gălbenușuri și mixăm. Din zahărul care îl avem, punem jumătate peste albușul, jumătate peste gălbenușul și punem treptat. Am bătut foarte bine albușurile. Așa arată. Acum batem gălbenușurile. Le batem până își dublează volumul. Acum pun coaja de lămâie. Coaja mea de lămâie este rasă și ținută în frigider cu zahăr. Am să pun și esență de vanilie și 80 de ml de ulei. Și mixăm totul bine. Am terminat de bătut și gălbenușurile. S-a dublat volumul aproape triplat. Și acum eu toate fructele, eu le-am dat zahăr. Am să le tai, uitați așa. Le fac bucăți. Așadar, acum amestecăm gălbenușurile cu albușurile. Uitați, eu o să încerc să le pun pe margine. Cu mișcări largi, să ne iasă un pandișpan pufos. Uitați, așa facem. Și încorporăm tot gălbenușul. Așa. Prin mișcări largi, uitați așa. Am pus și cuptorul la preîncălzit. Acum mai pun restul de gălbenușor, tot pe margine. Uitați așa. Curăț tot de pe vas. Și încorporăm totul. Mișcări largi până ce încorporăm tot gălbenușul. Așadar, acum punem făina. Pun făina și praful de copt.
Îl scutur ca să cadă tot. Și uitați, așa fac. Am pus toată făina ca să încerc să fac mișcările, ca să încorporez toată făina. N-am pus-o în reprize pentru că nu vreau să pierd din compoziție, ca să iasă aerul prea mult. Așadar, dragilor, acum eu pe fundul vasului o să pun fructe. O să încerc să le pun în aceeași direcție. Atât. Uitați așa. Suficient. O să trebuiască și deasupra. Și acum eu torc compoziția. Torc cam jumătate din compoziție. Așa. Acum am să împart toată tava. Așa. Acum nivelăm. Uitați, cu spatula o să fac așa. Am acoperit toate fructele. Acum iar mai pun fructe. Da, să puteau și mai micuțe, da. Acum le las așa. Și acum pun restul de compoziție. Eu am pus fructele care le-am congelat de asta toamnă și pentru că vreau să le termin, le întorc invers. Acum o să răsun restul de compoziție. Acum nivelăm peste tot. Da. Încercăm să acoperim fructele cât se poate. Așa, ok. Așadar, dragilor, pentru că acum vreau să-i fac un model, eu aici am bâlceață de zmeură făcută de mine în casă. Uitați cum fac. Puteți să puneți orice dulceață. Orice dulceață aveți în casă. Uitați, îi fac așa fâșiile astea. Care o să aibă și o aromă foarte delicioasă și mai după care o să punem și restul de fructe. Uitați așa.
Și acum eu fac în felul următor. Cu o frigăruie, cu un băț de frigăruie, eu fac așa. Mă duc, mă întorc. Uitați așa. Și acum pun restul de fructe. Așadar, dragilor, am scos și pandișpanul arată senzațional. Uitați cât de bine arată.